primul rând să pui pasiune în ceea ce faci, în orice job. Cred că dacă ai pasiune, poți să faci orice. În al doilea rând, să fii foarte răbdător, să-ți placă foarte mult ceea ce faci și să niciodată să crezi că toate zilele vor fi la fel. Trebuie să iubim foarte mult pentru că ăștia îi avem și noi ne-am atașat foarte mult de ei. Florin este cel mai vechi angajat al delfinariului. A rezistat mult cu bani puțini. Mai exact 800 de lei. Atât câștigă un dresor. De Nini și Chen Chen se ocupă în total 3 persoane. Îți plac delfinii? Da. Îmi plac animalele în general, dar și delfinii foarte mult. E începătoare? Da. Ai emoții? Puțin. Principala calitate pe care o au este răbdarea și înțelegerea și dorința de a lucra cu delfinii, dragostea pentru animale. Cel mai important pentru noi este să lucreze cu delfinii, să lucreze să fie prietenii, prietenele delfinilor. Delfinariul din Constanța va găzdui delfini, pinguini, foci și lei de mare. Asta după ce vor fi terminate lucrările de modernizare. Noul bazin va fi gata până în luna octombrie.